Acesta este un șoim dunărean, o specie pe cale de dispariție care a fost inelat când era pui în Ungaria și a supraviețuit printr-un miracol după ce a fost electrocutat undeva în județul Bihor. De fapt, păsările care se electrocutează mor aproape imediat după incident și se întâmplă foarte, foarte rar ca o pasăre să supraviețuiască electrocutării și acest exemplar putem să zicem Că a avut noroc că a și a fost găsit de către cineva care l-a ajutat, dar din păcate nu a putut remedia, fiindcă din cauza elitucitării vârful aripii pur și simplu s-a atrofiat. Deși i-au acordat tratamentul specific și au încercat să-l recupereze, șoimul nu va putea să zboare niciodată și este sortit să rămână în grija centrului de reabilitare din Sân Simion. Vom, vom mai primi exemplare care nu pot fi eliberate din Ungaria și vom, vom porni un program de uh, captive breeding, de a, de a uh, produce ouă și aceste ouă sau pui vom pune înapoi în cuiburi existente la noi. Mai norocoși sunt doi șorecari comuni, care deși au suferit răni grave cu ajutorul medicilor și specialiștilor, au fost recuperați, iar acum așteaptă să fie eliberați starea lor este foarte stabilă, nu mai au nevoie de tratament medicamentos, sau totul este în ordine. Un exemplar dintre ele a fost găsit slăbit, iar celălalt a fost împușcat de către braconieri, iar starea lor este absolut ok. Avem voliere mari unde putem urmări cum sunt capabile să zboare Animalele rănite de mașini electrocutate, împușcate, odată ce ajung la centrul de recuperare din Sân-Simion primesc o nouă șansă la viață. După luni, poate ani de muncă din partea celor de aici, animalele care au fost rănite se reîntorc în habitatul lor natural. Este printre puținele centre din țară care se ocupă de animale rănite. Acest tip de asistență se află încă la început în România. Zilele acestea, specialiști din mai multe țări au venit la Sân-Simion pentru a prezenta medicilor veterinari români metode de tratament a animalelor sălbatice. We are one of the biggest rescue rehabilitation center in Bulgaria and we just exchange some some skills with the Romanian partners and we know them since 2004 we are in touch and we are working together for Many, many years, so. Este primul eveniment în care am încercat să aducem la o oaltă peste 60 de veterinari, alți membri al unor asociații de profil care încearcă în diferite regiuni ale țării să inițieze centre de reabilitare sau care, într-un oraș sau altul, cum ar fi București sau Iau sau Călăraș, Francia, Timișoara, încearcă să salveze animalele care vin la ei. Prin organizarea acestei întâlniri, grupul Milvus dorește dezvoltarea unei rețele de salvare a animalelor sălbatice rănite și găsirea unor medici veterinari voluntari care ar putea oferi primul ajutor în aceste cazuri, care ar putea crește rata de supraviețuire a acestor animale.